Pentru că numărul furtunilor de biciclete a crescut, polițiștii au demarat miercuri seara pe strada Crișan o campanie de prevenire în rândul severinenilor. Vă mânăm pe un client câteva sfaturi antivictimale. Știți că s-au mulțit furturile de biciclete în ultimul timp, de raza municipiului. Aveți grijă, citiți, vă rugăm, aceste sfaturi și luați-le în calcul pentru a nu deveni și noastră victime. Nu lăsați bicicleta neasigurată, iar pe timpul nopții încercați pe cât posibil să o introduceți undeva unde nu are acces altă persoană. Iar în cazul în care vreo persoană vă roagă să cumpărați o bicicletă la preț foarte mic, vă rugăm să ne necesitați, pentru că este posibil să fie furată. Lăsate în fața casei, a instituțiilor statului sau în scara blocului, bicicletele fac cu ochiul hoților. Astfel, foarte mulți severineni s-au trezit nu de puține ori că au cumpărat vehicule pe două roți, semnalate ca fiind furate. Asta a fost furată înainte, bicicleta. Mi-a dat un prieten și după aia a găsit-o la poliție bicicleta. Tot a fost legată pe scară și era de pe scară. Și după aia l-a prins. Cum vă feriți? Cum încercați să vă feriți de hoți? Cu încuietoare. Și cam atât, în restul, asta vă dați seama că imediat scade. La acțiunea polițiștilor au participat și câțiva membri ai asociației Cyclomaniacs din Severin, care au pedalat pe străzile municipiului. Aceștia îndeamnă pe cei care au biciclete să-și ia măsurile necesare antifurt. Aceste acțiuni sunt foarte importante pentru noi, pasionații de biciclete, ținând cont că avem biciclete foarte scumpe. Și pe această cale atragem atenția tuturor celor care posedă biciclete să le asigure și nu numai atât, să fie în permanență supravegheate aceste biciclete. De ce? Pentru că îngreunăm și munca polițiștilor, hoții sunt din alte localități, vin, le fură de aici de la noi, le vând în altă parte și uite așa se pierde. Sunt oameni care rămân cu banii dați. Campania de reducere a acestui fenomen a fost pusă în practică de polițiștii severineni de la mai multe structuri. Datorită numărului mare de furturi de biciclete ce au avut loc pe raza municipiului Drobeta-Turnu Severin, polițiștii de proximitate au demarat o campanie de promovare a măsurilor de prevenire a acestor fapte. În acest sens ne bucurăm de colaborarea colegilor de la biroul rutier municipal, de sprijin logistic din partea regiunii 1 IPA Mehedinți și de colaborare cu asociația Cyclomaniacs din Drobeta-Turnu Severin. S-a desfășurat o acțiune de prevenire a furturilor de biciclete, precum și conștientizarea conducătorilor la trafic despre bicicliștii, care și ei la rândul lor sunt participanți la traficul rutier. Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, deoarece în Drobeta-Turnu Severin s-au semnalat de la începutul anului foarte multe plângeri de la cetățenii ale căror biciclete au căzut pradă hoților.